Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Ultimul meci al etapei a treia programează o partidă interesantă pe stadionul Arcul de Triumf. Dinamo întâlnește pe Șepși și este exact meciul cu care s-a inaugurat din punct de vedere fotbalistic acest stadion în toamna anului trecut. Cu Dinamo în Liga a doua, cu Șepși în Liga a întâi, cele două formații s-au întâlnit atunci în Cupa României, în ceea ce a fost primul meci de fotbal pe stadionul Arcul de Triumf. Greșeală importantă făcută de Dumitrescu, este o șansă mare pentru Dinamo. Șansă mare, Politic, apără Nițui. Prima mare ocazie de gol vine dintr-o greșeală imensă a lui Andres Dumitrescu. Fără cinci oameni importanți, dar care nu și-a creat în jumătate de meci nicio. Bună, intercepție corectă, numai că este cam izolat Banii între doi adversari, dar la poartă. Dă-i un șut pe spațiu curții. Oricum mi se pare că Dinamo este un pic surprinsă de impostaza în care se află. Nu cred că se așteptau să ajungă să controleze jocul, să domine. Și de-aia cred că apar greșelile astea. Și asta și datorită lui Niței și pentru că a fost de inspirat acolo Politic. Să vedem aici, în partea cealaltă. Mingea trimisă în fața porții și primul șut spre poartă. Ce simplu e fotbalul. Gianfranco, e simplu, nu? Și drept. Ha. Și corect, nu? Cinstit așa. Nu, no, asta nu e de mult, e cel mai necinstit sport. Vorbesc serios. Dar cum ajung aici? Hai să vedem cum ajung aici. Aganovic, care îi fură practic această minge a lui Politic. Politic, cum știu cum se pune accentul, că e de amus. Offside. Dar să nu ne grăbim. Nu sunt convins de această reloare că nu e offside. Nu sunt convins. Nu mi-am dat seama dacă ai momentul pasiv, dar să vă ajutăm confirmarea. De ura în fața lui Aganovic. Vorba lui Pandi. Guardiola i-a nenorocit pe mulți. Pe cuvânt, toată lumea vrea să iasă din apărare, indiferent dacă are sau nu jucător capabil de acest lucru, vrea să iasă cu mingea la picior. Vedem această acțiune, fază bună, concentrare, balonul este însă respins de Ciobotariu, transversală, excepțională execuție. Una în prima repriză și aceasta a doua. Este Lăuse. Asta a jucătorul cu singur om, a greșit chestia asta, o pot înțelege, să vedem această fază. Bună acțiunea lui Costin, care mai întoarce un adversar, centrează, bolul este deviat, reluare din forfecă, paradă Nițui și centrare care cade pe plasă. Ce execuție are Roșu și intervenția portală. Asta nu e ușor. Asta nu e nici ușor. Ceva aici, e ușor la două tăriță, care trebuie să se face mai multe lucruri și să jucă pe recursă. Două pase mai bune pentru contraatac din amoviștii, pentru cea sunt Gheorghe, decât să... Nu știu, stagă rămâne jos. Sunt 3 contra 1 aici. 3 contra 1. Bară, bară. Faza continuă și se încheie cu gol și... Dar te-a furat după bara aia deja. A jucat atunci a ridicat. Bine, Alimi așteaptă să verifice, dar probabil că este o să... Da. Nu e cel mai bun unghi, dar este offside. Ah, stai că e stadionul Arcul de Triumf, durează 10 minute. N-are ce, că e mare. E mare offside, e mare. Nu e nimic de așteptat, este offside clar. Ori la bar. Ce e gol? Poftim. Poftim. Cred. Poftim. Nu cred că este golul ăla, nu cred așa ceva. Parcă m-a auzit. Nu cred așa ceva. Să nu mai tragi concluzii. Să nu te mai gândi. Ce? Pe mine mă surprinde. Mă, după spine asta n-are cum să nu fie offside. Eee, te că avem și linia. Poftim. Bă, dar nu aia, asta era. Era mai departe pe cuvântul. Bine, ok. Da. E primul gol pe vezi, care îl marchează. Vezi de ce, de ce se lasă faza chiar dacă arbitru a văzut offside? Nu e bară, apără, ratează Politic, foarte caite, vine Nițui.
și atenție cu ocazie și intervenție incredibilă a lui Osteliță, nu știu, n-a controlat nimic. A avut mare noroc iarăși, nu știu cum l-a trimis o proprie poartă, nu știu cum l-a trimis. Și a jucat cupă, super cupă, campionatul pe europene, cu voluntari și șef. Face 3-0, ar fi bine. Hai ca să vezi. Și uite cât mai poate totuși Aganovic. Aganovic de la poartă. E poftim, dă gol. E poftim, ca să vezi în ultimele secunde ale meciului. Uluitor. Cine n-a văzut această partidă? Ăsta e meci de 0-3. Ăsta e meci de 0-3. Joacă-o pe asta. A dat, în, a dat într-un sfert de oră șef și mai multe goluri decât a dat în tot campionatul până acum. Uite, nu știu cum pleacă, s-a terminat meciul, că se aude fluierul, dar e interesant să vedem acest, frumos, frumos, acest gol marcat de Aganovic, cu un șut într-adevăr frumos. Cred că a fost atinsă mingea, nu mai contează, minge care se duce în poartă și se termină 3-0 pentru Șepși aici la București cu Dinamo. Avem desigur reacții după această partidă ultima din etapa a treia de Superliga. Reacții de la stadionul Arcul de Dan Cosmescu și Cosmin Băreanu. Bun ziua, atenție, seară bună tuturor!